Dumneavoastră sunteți de aici din zonă? Nu, aduc, nu? No, dar, deci, oricum, asta, deci castelul din Criș e una dintre cele mai mari castele fortificate din Transilvania și mulți îl consideră asta mai ales din cauza logiei, deci terasei cu columnele de piatră, că ar fi poate cel mai frumos castel renascentist din regiunea asta. Acum, în forma aceasta, ansamblul este din secolul XVII, ultima reconstrucție mai amplă a fost în a doua jumătate a anilor 1600, dar, de exemplu, subsolul Arifei Mihail pare să meargă înapoi până în secolul XIV. Deci e o clădire destul de interesantă din punctul ăsta de vedere. Practic, se află în reconstrucție, dar asta e o poveste fără sfârșit. Puteți să intrați aproape oriunde, numai că o să simțiți înăuntru că e în curs de. No, și eventual v-aș invita aici în capelă, aici pot să povestesc un pic despre istoria mai recentă a castelului și vă arăt după aceea că unde și cum puteți intra și puteți să explorați liniștit castelul. Da, mulțumim! Castelul e destul de norocos, de fapt, în mai multe puncte de vedere. De exemplu, e aproape singurul castel unde tavanurile astea decorate de renascentiste s-au păstrat cât de cât. Deci, în majoritatea cazurilor au fost așa de grav avariate că nu prea avem ce restaura. Aici, dacă vă uitați, poza asta e tot din interiorul capelei, la începutul lucrărilor de restaurare. Deci, era avariată, dar era acolo și restauratorii au făcut o treabă frumoasă. Deci, sper să reușim să continuăm în felul acesta. Acum, familia Bethlen a folosit castelul până 1949, până la naționalizare, dar atunci ansamblul avea încă o grădină englezească de aproape 3 hectare în jurul ei, deci un parc uriaș. Și cred că greșii au avut un grădinar foarte priceput pe vremuri. Aici, în poza asta, în fața porții, se află o bananieră. Deci, la climatul nostru e destul de surprinzător. Cineva se pricepea la meseria lui. După naționalizare, iarăși, este printre foarte puținele castele, care nu a fost predat imediat unei colectiv sau CAP sau azil de ceva, mă rog, ci a rămas în custodia Direcției Monumentelor. Nu zic că anumite părți nu sunt deja folosite ca depozit, birouri și așa mai departe, dar în general se mai fac reparații, întreținere. Deci până în anii 70, de fapt, se păstrează, nu zic că în stare bună, dar în stare mult mai bună decât în general ansamblurile de genul acesta. Între altele se folosește pentru filmări. Sergiu Nicolaescu filmează cel puțin 3 filme ale lui. Aici, la castel. Poza asta e din ultimul cap, nu știu dacă vă recunoașteți. Dar tot domnul Nicolaescu e care, cu ocazia filmărilor la Mihai Viteazul, reușește să incendieze ansamblul. Aici un scandal uriaș, de fapt, că pentru cazul ăsta, în 1772, dacă nu mă înșel, deci era încă mijlocul comunismului, Direcția Monumentelor a dat o judecată pe Nicolaescu. Deci a fost chiar un scandal de proporții, dar spre sfârșitul anilor 70, Direcția Monumentelor e desfințată, castelul ajunge în mâna CAP-ului, dacă nu mă înșel, sau IAS-ului, nici nu știu, și ei reușesc să aducă în 12 ani în starea aceasta. Deci pozele astea sunt din 91-92. Era aproape complet, până zici, distrus. Dar mai începe un proiect destul de amplu de reconstrucție, că era o idee așa puțin mai ciudată. Au vrut să transformă castelul într-un hotel Dracula. Și se fac niște lucruri foarte serioase la consolidarea clădirilor, la refacerea acoperișelor, așa mai departe. Numai că se simte din lucrări că ei nu au avut ca scop restaurarea monumentului, ci transformarea în hotel. Deci, se folosesc betoane peste tot. Și asta, din păcate, o să mai vedeți și dumneavoastră prin clădire.
Dar în 2007, până la urmă, a fost retrocedat familiei Bethlen, ce acum iarăși aparține familiei. Și asta e o poveste destul de interesantă, că după ce așteptările noastre din ultimii 2 ani, se pare că primul strămoș atestat a familiei, deci care apare deja în documente în legătură cu zona asta, probabil el a fost cel care a primit donația asta regală de titlu sau de mușie sau cine știe. Dar asta se întâmplă în 1269. Deci, aparent, de vreo 750 de ani aparține aceleași familii, care în Transilvania e cât de cât o situație unică. Nu prea avem din astea că e destul de ușor să pierzi așa o mușie. Că mai ia regele pentru ceva, se dă cu domnișoarele în zestră, se pierde la cărți, cunoaștem destul de multe cazuri din asta. Da. Deci, ca să rămână în posesia aceleiași familii pentru aproape 8 secole, e de fapt uimitor. Și o situație chiar foarte extra. Și acum e în posesia familiei, mi-a spus. Da. Dar numai că familia da, a oferit custodia ansamblului pentru Fundația Sfântul Francisc. Deci, în momentul de față, proprietarii sunt descendenții familiei Bethlen, dar Fundația încearcă să coordoneze lucrările de cercetare și de restaurare. Deci, cam la punctul ăsta sunt cam acum. Aha. Ce mai din Horia sunt... Și la Mitleușeni a fost filmat ăsta, Mihai Richard, la un film. Da, deci aici mai niște scene au fost filmate. Da, în restaurare aici, tot. Zona privată. E probabil că aici stau muncitori. Totul în construcție. Aici fi cu o cameră tehnică. Altă cameră tehnică. Da, trebuie să aibă, cred că ieși aici. Da. Ia să mai vedem cu aici. E, aici lasă grinzele astea așa, de stejar. Creneluri pe aici, turnuri fortificate. Ia să vedem. Da.
mansardă acolo sus. Da, se lucrează acolo. Aici cred că vor să fac o scară ceva de urcare. Și de coborâre, bineînțeles. Opa, că pe aici nu cred că pot eu coborâ. Opa, că n-are trepte. Opa, că n-are trepte. Până la urmă coborâ pe aici. Oricum, e aderent cartonul ăsta. De să văd, de pe primul mai duc de acum. Aici e la partier. Ia să vedem. Dar aici la subsolul ăsta nu mă bag eu aici. E întuneric. Mi-e frică. Aha. Ce ți-o mai păstra ceva pe aici? Piei. Armament. Muniții. Aici au pregătit tot felul de chestii. Aici au o ușă de ieșire și de intrare. Da, e în construcție tot. Cabluri, încălzirii, cabluri electrice, încălzirii. Oricum, mai durează până când o să fie gata. Să vedem noi grădina. Totuși acoperișul s-a păstrat. Ori e renovat, ori s-a păstrat, nu cred. Să vedem pativa timpului pe el. E acolo, da. Opa. Aici cred că au mai făcut niște săpături. Ia să vedem noi aici despre ce-i vorba. Cadastrul arborilor. Da. Și aici lista cu denumirea lor științifică. Vârstă, 140 de ani. 122, 181, 140, 135. Da. Care e ăla care de 140 de ani? Ia să văd eu. Gingo Biloba, numărul 10. Numărul 10 are 140 de ani. Unii numărul 10. Numărul 10. Numărul 10, ia să văd eu dacă îl găsesc pe undeva. Da, e pe harta asta aici. Numărul că... Cred că ăsta e de aici. Ia să văd eu ăsta de aici, care o fi ala. Pe unde am venit eu? Zic așa, da, ăsta cred că e de aici, ăsta e Gingo Biloba. Ăsta are 140 de ani. Ia să-i vedem noi frunza. Da. Da, ăsta este. Gingo Biloba, 140 de ani. Wow! E grosuț. Da. Și mai sunt care... Ok, pe aici, tot felul de... arbori. Aici ai păstrată arhitectura originală. Mai fost acolo, cred că, ceva construit, unde se vede varul ăla. Dar astea, cred că, ziduri originale. O băltucă și aici, un ez ușor. Sunt curios aici construcția asta ce-o mai fi. Hai să vedem în față. Probabil pe aici, că văd că e... Îi moale terenul. Și-o fi fost aici. E o locuință ceva. Nu că e joasă tare.
Da. Albinuța. Ai, Doamne. Oh, dar aici e întuneric. Ce-o fi fost aici? Asta e macheta castelului. Da. Asta este. Oh. Ai un lucru acum. Când o să fie gata, probabil că o să fie frumos. Mobilat, aranjat, după cum o fi fost. Opa, opa, aici cred că ceva de fugă, de ceva, nu, o scară în jos, de ieșire, ceva, ceva secret. Da. Ei, doamnă! Și aici o coborâre așa abruptă. Da, ia să vedem dacă se mai poate mai sus. Vedem dacă se poate mai sus, urcă. Aici e ieșire. Asta este o ieșire. Aici este o terasă. Aici alte scări făcute din lemn. Da, aici e scară, aici e ca un fel de terasă, tot felul de machete. Astea strepti, cred că, strepti de la scară, le-au mâncat timpul. Da, frumoasă terasa asta aici, au pus flori. Ei, este de treabă aici. Durează ani de zile, cred că, ca să reușească să-l restaureze. Să-l restaureze. Au, și acolo. Au pus tot felul de... Adică și-au pus pe acolo chestiile alea.
Dar găguri ce-au făcut aici? Da, cine știe care e scopul și... au injectat probabil ceva? Sau cine știe? Tehnică, tehnologie. Hai să vedem o lecuță că și scara asta de unii se poate urca pe aici. Cred că în turnul e sus, opa. Hai, dai întuneric. Ei, leu. Toți mă rotesc aici. Ia, poate e. Mamă, dar și mici scările astea, treptele astea. Aoleu, de unde că am ajuns sus? Mamă, și mai sus duce. Aoleu. Da. Bine că am ajuns până aici. Da, și în turn. Ia să vedem. Altfel se vede de aici sus. Da. Și mai este și mai sus, da? Văd că acolo e blocat. Aici au o gură de aerisire ceva. Sau a fost, cred că aici o sobă. Și un fel de coș ăsta. Da. Și aici cred că a fost o coborâre de asta secretă. Prietenii noștri. Stați la coadă! Ha, și pod aici. Ha? Să mai vedem ce mai este și pe aici. Tot în construcții. Aici probabil că conacul, alea. Sunt prezentări de suflu. Prezentări la ce a fost, ce este și ce va fi. Aici un pic de lumină. Ia să văd aici și ușa mai este și aici, aici cred că e o coborâre iar, nu mă mai văd. A, uite aici un tabel cu cronologia ansamblu castelului din Criș. 1305 fiii lui Apa, Miclur, George, nici nu știu să citesc. A, așa, așa, 2007. După procese îndelungate, ansamblul devine familie Bethlen. Da. O întreagă istorie aici. O întreagă istorie. Da, a, e doar așa un fel de pod aici. Ia să vedem și mai sus, să vedem și aici. Aha. Aici e podul. A, și-o mai băgat cărămidă. La dos, nu se vede. Da, că e bun așa, dă-i să meargă. Opa. Opa, zi-o pe unii calc. Da, ăsta e podul aici. E bun de cresc cu porumbii. Da. Poate și aici să facă ceva până la urma urmei. Da, gata. Coborâm. Și aici cred că o să fie o scară. Da. E, să lucrează, este treaba la el. Până când va fi gata, mai este de lucru, multă. A, altă treabă.
Dar dai coifu, mă! Dai coifu, mă! De-aia mă și coifu, hai, dar la urmă. Mariu, stai de-o leacă tu telefonul să-mi iau și eu ala... Ia-o mai fă una. 3 metri. Hai mai dă-i odată. Tu ține așa. A finit? Da. Ia, da, mulțumim. Bravo. Ce acolo? Mhm. Hai. Costum. Mustața tot treaba.